Ședința de azi a biroului permanent a Parlamentului încă o dată a dat dovadă de faptul că atât Plahotniuc, prin reprezentanții săi în biroul permanent al Parlamentului, cât și Filat, prin alți reprezentanți la fel din biroul permanent al Parlamentului, nu vor în ruptul capului ca poporul să știe adevărul despre beneficiarul final al tranzacțiilor, sau mai bine zis, furtului, jafului băncii de economie și aeroportului internațional Chișinău. La fel ca și celor mai bine de 100 de acte de privatizare care acum se pun la cale de Plahotniuc și dragostea lui Filat. Deci rămâne pe seama noastră, stimați concetățeni, să aflăm adevărul, totul acum depinde de noi. Adevărul să-l aflăm și să le spunem tuturor cine se face vinovat și în sfârșit să punem punct în această istorie îndelungată căreia suntem supuși deja al cincilea an ca să reconstruim țara noastră. Mulțumim! Noi am solicitat să vină în Parlament prim-ministrul Leancă să prezinte raportul vis-a-vis de cele întâmplate în ultimele câteva luni, viceprim-ministrul Lazar, care să facă în primul rând vinovați de ceea ce s-a întâmplat și cu Banca de Economie și cu aeroportul internațional Chișinău și de mult urmau să fie arestați de un alt membru al guvernului, care este Dorin Recean și care n-a luat nicio acțiune vis-a-vis de aceasta. Am solicitat prezentarea raportului de către Curtea, Procuratura Generală, în persoana lui Gurin, pe care n-l cunoaște nimeni, încă un om al Plahotniuc. Am solicitat raportul Băncii Naționale în persoana guvernatorului, care știe, conform legii privind la instituțiile financiare, știe în ultimă instanță care sunt acele persoane fizice beneficiare acestor tranzacții. Știe mai mult ca atât, dacă ați observat azi la acea încercare rușinoasă de a petrece, de a substitui audierile în Parlament prin audieri în comisie, Dorin Drăguțanu a confirmat că el știe cine a furat Banca de Economie. A confirmat în prezența dumneavoastră. Deci am chemat și alți demnitari care au atribuții nemijlocite în virtutea obligațiilor de serviciu la situația creată, însă biroul permanent a votat contra. Înseamnă că noi o să procedem la restul scenariilor prevăzute de legislație ca să spunem adevărul oamenilor și ca să spunem punct în această istorie ca anul nou să-l întâlnim cu o Moldovă curată de rapăn și de râsuri. Mulțumesc! Foarte mult, o să vedeți mâine!